ziua tuturor! Astăzi, în cadrul serviciului Fantezie, am invitat-o pe doamna Victoria Țugui, meșter popular, care ne va învăța să facem un papucel drăguț, formidabil, pentru sărbătorile de care vin, de Crăciun. Bună ziua, doamna Victoria! Bună ziua! Eu ce vreau să zic, pentru toți pasionații de handmade, deoarece sunt sărbătorile de an, m-am hotărât să vă arăt cum se face un așa papucel, care puteți folosi cu drag pomii de Crăciun pentru a depozita diferite dulciuri, bomboane, biscuiți și fi un decor foarte special și drăguț de sărbători. Bună ziua, mă numesc doamna Vera Țugui și activez la bibliotecă la ora de creație și mi-am propus să vă arăt astăzi cum se face așa un păpucel pentru a pune în el diferite bomboane, dulciuri de Crăciun, sub pomul de Crăciun. Păpucelul ăsta se face din materiale parțial reciclabile, adică vom folosi, uitați-vă așa, sticlă de Coca-Cola, care vom tăia doar partea asta, ca să fie o măsură oarecare, partea asta de sus, până aici unde este mai puțin rotund, așa am să zic. Eu deja am pregătit, luăm fietru, așa, să luăm o bucată, dar eu am pregătit și bucata de fietru, da, am pregătit-o ca să nu pierdem din timp. Și o să luăm partea de sus, ca să vedeți cum noi o aranjăm, cum învelim partea asta de sus. Îi dăm așa formă, așa. Și o băgăm înăuntru și o scoate. Ca să fie șpinat și pe partea și pe alta, să fie astupat. Așa. Încă așa. Restul de ce tăiem, aici aranjăm frumos. Ca să-mi vină mai greu, până o fac. Și aranjăm un pic de aici. Cred că am tăiat prea mare bucată. Așa să fie. Deci, spate să mă așez. Când e mai comod când stau așezată decât când în picioare. Și ia cât am învălit așa, până am ajuns la nivelul ăsta, l-am rotunjit așa cum îmi trebuie mie, un pic l-am aplicat cu clei ca să-l țin. Și în partea de sus, aici deja o să aplicăm blănița, decorațiunile și așa mai departe. Deci cum am făcut talpa? Că mai este și talpa. Deci talpa o facem în felul următor. Punem măsura. Și punem, că eu deja trebuie să încep cu catare pe vătală. Dar nu am nici un pic. Deci talpa facem în felul următor. Luăm sticla și le punem și facem piele de păm. Așa, cam așa ceva. Și după asta eu îi dau așa o formă mai cu pixul, ca o talpă, ca o tălpuță, așa o mai desenăm un pic, că e bine mai ascuțită. Deci îi facem așa și o decupăm.
să duc pierzile pe jos cumva. Și nouă îi trebuie așa două bucăți. Deci mă punem încă pe una. Uite e. Să vedem că e așa. Mai măsor o dată să vezi să vede ok. Și facem încă. Uite așa. Uite e și pe asta. Eu am luat cartonul un pic mai grosuț, că e și alta să primească mă guroasă. Așa. Și ne uităm să fie tot una, că ceva nu... N-am decupat cum trebuie. Cam așa. După ce luăm o bucată de fietru negru, de asta mai moale, tăiem o bucățică și el o măsură care ne trebuie nouă. Așa. De exemplu, după ce le învelim, da, pe una și pe alta, le suprapunem și le încleiem. Le încleiem în felul următor, ele să fie două, dar după aceea le punem cu fietrul mai micuț, tăiat, și trebuie să arate așa, da? Ca asta. Deci noi îi punem marginea, îi lipim marginea, după ce ele, ca să-i facem marginea la tălpuță și ea arată în felul următor. Da? După aceea, dacă vrem să mai punem ceva decorațiune la talpă, punem. Dacă nu, se poate de lăsat așa. Eu i-am pus ca să fie frumușel. Ce facem mai departe? Mai departe aplicăm, a să-i pun blăniță. Adică să începem mai decora papucelul. Întâi eu îi fac cu... Aici am să stupăm unde am unit astea două părți. O să punem ceva drăguț. Fiecare pune la alegere. Eu am ales pun asta. Că spun un pic. Și o să îl înclei. Ne sperăm să nu punem tare mult, că el... Da, da. De ce eu folosesc două? Unul mai micuț și unul mai mare. Așa. Am pus aici. Acum o să punem blănița. O să încerc să punem blănița asta. Tot așa mă uit de la început. O să iei din partea asta. Dacă să nu mă duc în derăpt. Nimic comandă. Eu o pun de aici. Că pe urmă aici o să punem totul în decor. Și o să fie tot ok. Deci tot mă mut aici. Să facem. Așa. Așa.
punem peste tot, dăm câteva locuri. Că ea o să ține și pe urmă n-al mai, n-al mai desclei. Și aici, aici e prea mult. Aici o să tăi. Și acum înăuntru tot încercăm să-l fixăm pe ca să nu își dea drumul, să nu zboare. Deja aici nu o să vedeți ce-i fac. Da? Îi punem și înăuntru un pic de clei. Vrei și tu unul? Cred că mămica o să-ți cum? Fac. Cine crezi că o să ți-l facă, mămica? Sau da? Doi. O să o rugați pe doamna Victoria și ea să vă facă un păpucel de mămica să-l împli. Păpucelul. Da? Cam așa ceva. Încă așa arată înăuntru. Dacă l-am fixat bine, ca să mai trebuiască să-i mai pun. Așa, după ce facem blănița, îl fixăm. Îl fixăm de talpă. Deci cam în felul următor. Dar cum îl fixăm? Iar îi punem clei. Dar o să pun partea asta mai aproape de mic. Să nu mă duc prea de parte. Până să puteți să o puneți pe canapea. Să nu vă încurce. Trebuie să-i punem clei. Încă să-i tai pe cățca asta. Că nu știu ce. Mă încurcă. Așa. Acum sper să nu tremure tare mâna. Punem, aici trebuie de lucrat rapid, ca atare, cât e fierul cald, da, cât clei pe urmă el să, cred că ne-am prins și pe el. Hop. Acum, ne uităm bine, bine, o poziționăm, așa, și am apăsat bine strâns. Așa. Că e hop, 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 hop. Că el strânge. Mască nimic acolo. Să mascăm. Îl fixăm bine și ținem bine, bine, bine. Că eu mă uit încă l-am prea tare. Tot ok. Așa. Să vedem înăuntru. Să prind. Cred că ea nu-i trebuie tare mult. Gata. El e prins. Clu-clu. Și ala noi o să-l scoatem. Și să-l punem deoparte. Pe urmă avem chestia asta. Nu să vă arăt cum o fac, nu să te așa luăm o bucată de mâncare. Și aici să tot nu-mi trebuie. Dar haideți și să vă arăt cum facem. Nu mai fac de acolo. Asta tot o învălim cu material. O luăm și îi facem așa ea în rotund. Tăiem cât ne trebuie nouă doar. Încleiem
și arată în felul următor. Deci trebuie să arăți așa. După aceea îi punem partea din fața papucului. I-am găsit aici unde trebuie să-i pun cu spatele. Așa. Cam aici să punem cu spatele. Dacă are smerenie, să fie mai mult. Tot așa punem clei. Hai creier un pic de aici, un pic de aici. Aici mai mult. Deci că eu îl folosesc pe ăsta mai mare. Și acum am uitat care e partea ce. Punem aici frumusea și am fixat tot așa bine. Am fixat. Să stăm așa măcar un minut cu dânsul. Noi aici ar facem de o fugă. Și cam așa e papucul, că e la scenă. Dacă... Tare drăguț, deja arată drăguț. Da, deja el și-a luat forma. Tot ok, a rămas să-l aducem, să-i facem decorul. Deci ce mai avem noi pentru decor? Poți, fiecare cu fantezia lui. Fiecare pune ce vrea, e ca noi să-i punem așa o decor aici jos, la tălpuță. Mă speru să nu fac prea mult. Așa. Să punem aici. Și să-i punem. Eu întotdeauna încep din partea de la mijloc, de aici, pentru că aici noi o spunem și o să stupăm și nu o să vadă niciodată nimic de unde și ce s-a făcut. Și el o să fie drăguț. Punem așa. Și nu vrea. Încă nu ne încape, dar nu vrem să-mi dea. E supărat pe mine. Nici mă folosești prea mult. Și va s-o... s-o fixat aici. Nu văd. Să-mi cred bine. Așa. Trebuie să luăm pe ăsta mai mare. Așa la mic s-a obosit. Nu văd că aici e un pic însufixat. Să ne pun un pic de călui. Așa, aici am pus. Acum m-am gândit eu așa pentru că e iarnă, să-i fac și un pic de zăpadă în fel, de zăpadă, așa. Într-un fel papucul merge prin zăpadă. Așa să-i punem și chestii de astea. Imitație de fulgușori. Da, imitație de fulgi. Bulgărașă de zăpadă. Corect. Și azi... Tamana asta ne ajută ca să mascăm și partea de jos.
ne ajută așa să o punem frumușel. Dar eu tare mult aș vrea să fac asta să funcționeze. Deci și el s-o... Nu? Opsa, s-a pornit. Trebuie de... Așa. Pentru că asta micuță are alt funcție. Mai... E bună pentru așa chestii. Mai comod. El nu dă atât de mult clei și ne dă atâta cât ne trebuie. Cel mare dă mult clei și e mai greu cu domn să murdărești. Asta dă și mai comod. Te mai sfrici când lucrezi, când trebuie cam atent. Încă de sus. Așa. Mergem mai departe. Și tot ce a mai ieșit clei, ceva care nu ne dă nou cum ne trebuie, că spate de mascat, așa, frumușă. Așa, și văd ce sunt gata. Așa. Că el e pe aici. Așa. Și se trimite la noi. Am și adăugăm ceva interesant. Am avut aici niște bile. Nu. Și ca să la... Să-i dăm formă așa de păpucă el. Asta e fata păpucă. Putem și așa. Uitați, că eu sunt de parte. Uitați, ca să nu murdărim. Așa arată ciubățica noastră astăzi. Așa i-am pus, parcă-i pe mijloc. Așa, acum ne rămâne să-i facem decorul. Dacă eu pentru decorul, da. Mi se arăt cum facem așa un bambuț. Da. Și așa un bambuleț.
Punem aici, dar întâi o să vă arăt cum se face. Să vă arăt? Hai, să vă arăt. Așa. Luăm, eu am măsura mea deja la bantoviță de astea. 30 de centimetri, o lentă de 30, lenta poate fi diferite, mărie, diferite culori. Și una de 20. Una de 20, una de 20. Așa invers. 20. Așa. Asta punem 4 părți. Mă desfacem și punem așa. Nu știu cine acolo mai deranjează. Așa. Și aici facem fundiță. Fundiță sfinșă sau invers. Stați să nu greșesc. Sfinșă. Și cu să luăm o bucățică din de capătă. Ești, ești aici. Și legăm. Legăm așa, da? Și e pe și fundița noastră. O aranjeam, îi dau formă. După ce eu i-am pus biruțe de astea, i-am adăugat așa două biruțe. Da, să vă arăt cum am făcut. Spate de adăugat, spate de alegere. Dorește. Și e cam așa arată bantuțul. Da? Pentru decor. Eu aș fi preferat să fie un pic mai mare, dar acum nu am lentă la moment de așa mama. Dar să meargă și asta. Ce facem mai departe? Aici am, punem o crânguță de brad. Vedeți? Ca să stea frumos. Așa. Punem o crânguță așa frumos. Tot un crin. Hop. După aceea, o să încriem fundița. Să punem fundița. Fundița. Eu sunt pliat aici, prin accentul ăsta. Așa. După asta eu am făcut așa o crenguță, am luat de acasă.
Brad natural? Nu, nu e brad natural, e brad artificial. Ele sunt diferite în comerț. Eu am să-i fac așa. Mă uit întâi unde să-l pun. Cât ca să-l pun eu așa. Cumva să-l fixez de papuc. Așa. Nu ține vreo 2 minute, că iau pe urmă să nu cadă. Cam așa. Și acum am să pregătesc două cornulețe de aici. Și să-l punem aici. Unde vreți să vă arăt cum le fac eu? Frumos, dar o periuță nu se găsim. De care? Periuță pentru clei. Nu aveți aici nimic. Și eu uitați să eu. Dar cum o să pun? Cu clei fierbinte. Poftim? Cu clei fierbinte, nu? Nu. Aha, faci țău. Mie trebuie să-i pun... Ce să folosesc? Na, chiar eu mă gândeam că ați găsesc că și periuță. Faci mai bine. Nu. Asta nu merge. Cum a să faci în noi? Că eu am vrut să-i pune... Vrut să-i pun argint ăsta, dar de ce nu l-am pus de acasă? Am luat niște conuri, dar eu un pic am să le punem, să le facem cu sclipici. Le dăm așa cu clei, că ele nu au. Le dăm cu clei. Așa, frumos. Așa. Și unde să-mi pun pământul mai aproape, că eu acasă de obicei fac în papuc. Că dacă îmi cade sclipici, cade sclipici în papuc. O, ce frumos! Da, ce se primește? E ca așa un conuleț. Mai special. Și restul pleacă în papuc acolo. Stea frumos. Și acum să-l înclei ea. Nu mai trebuie să mă loc și eu. Și cred că ați mai pun un om. Ce frumos! Așa, trebuie și eu să mă curăț un pic. El e practic gata, da? Numai când ne-a rămas, îmi punem niște detalii să facem și mai wow. Fulgușori, da? Da. Să facem și mai wow. Să aibă un aspect chiar de sărbătoare. Hai să încleiem niște fulgușori. Eu întâi îi pun așa să vedem cam unde ne trebuie să iei nouă. Pe urmă încleia. Cam așa. Și încleia.
Și tot în spate, de asemenea, o să-i punem și în spate, să o facem frumos. Nu. Deci o să le pun deja la ori. Din trebunie. Mai ați tu punge să mă urcări. Așa. E ajuns la cred că da. Așa jos. Din partea asta. Că nu vrea. Însă, că e de mână. Eu nu-i pun tare mult clink, să nu murdărim. Punem doar așa, o degheavuță, degheavuță. Și așa, parcurs. Eu l-am făcut așa, dar fiecare pot să-l facă după cum e imaginație. Îi punem una aici, cred că e ajuns. Și acum să-i punem și în față două. Că aici e s-a făcut, da? Doamna Victoria, este o lucrare tare frumoasă. Un păpucel extraordinar. Probabil că fiecare copil și-ar dori un păpucel de acesta, dar chiar și chiar și în fiecare casă pentru un decor cât mai frumos și mai atractiv. Un păpucel tare drăguț. Da, s-a primit. S-a primit drăguț. De acum el mai rămâne să-i mai curățăm mâinile și să-i scoatem tot fulietul ăsta de aici. Am rămas da, acum, dar avem și partea nostru finală. Vedem că eu m-am dus pe trebuie. M-am dus bomboane pe un papu. Doamne, Victoria. Chiar așa. Așa. S-au întâlnit, uitați, în cap, în cap multe. Să mă găsiți că nu lăsi așa de roșu, am zis. Doamna Victoria a venit cu o lucrare tare frumoasă, tare gustoasă. Probabil că cei care vor vedea cum l-ați făcut, vor încerca și ei să facă. Puteți să luați un pic în mână? Un păpucel destul de drăguț. Cu noi a fost doamna Victoria Țugui, meșter popular. Pe viitor așteptăm. Puteți să urmăriți. Puteți să urmăriți pagina dumneiei de Facebook, Ica Decor Art. Da. Și veți vedea minunățile pe care dumneiei le creează. Da.
Vă mulțumim din suflet, doamna Victoria, pentru această lucrare frumoasă. Da, și eu vă cadonez și... biblioteci. Da, mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult și sperăm ca pe viitor. Da, desigur. Avem brad în holul bibliotecii. Sperăm ca pe viitor să ne onorați cu prezența dumneavoastră și în continuare să învățați pe utilizatorii noștri ca să facă mai multe lucrări din materiale reciclabile. Noi vă așteptăm cu mare drag și în anul care vine numai bine. Și vă așteptăm cu noi și noi idei, cu, prin imaginația dumneavoastră, să ne dezvoltați și pe a noastră, a tuturor utilizatorilor. Mulțumim din suflet! Plăcere! Acesta a fost papucelul din cadrul atelierului nostru. O zi frumoasă tuturor! Mulțumim.